Domnul Negoiță, o să fiți, dacă o să fiți primar, vă pregătiți de chestiunea asta, la sectorul 3, să presupunem că s-ar putea întâmpla și la dumneavoastră în sector. Înainte să fiu primar, domnul Scriblea, sunt și eu parlamentar și n-am purtat niciodată armă și nu port armă și nu văd de ce un parlamentar ar trebui neapărat să... N-am nici bodyguard, umblu singur pe stradă. E adevărat, cu un sentiment de insecuritate general, care nu e numai al meu, ci în general avem acest sentiment de insecuritate în România, pentru că, să-mi fie iertată, domnul Ionescu, domnul ministru, încă nu am încredere. Eu nu am încredere că instituțiile statului își fac datoria măcar în parte așa cum ar trebui. Și apropo de acest subiect de care tot discutăm și de... Nu sunt angajat al Ministerului de Interne. Degeaba vă uitați la mine. Nu, dar dumneavoastră spuneați că nu e o problemă de sistem. Eu cred că nu are ce măsură, e și o problemă de sistem. Am spus altceva. Că asta nu denotă o criză de sistem. Cred că mult mai grav. Vă rog, domnule. Cred că cel puțin acum ar trebui ca cei de la arme și muniții să verifice mai temeinic pe cei care dețin acum arme din acestea letale. Pentru că asta nu era armă de vânătoare. Asta era o armă din aia automată. O armă de vânătoare are două focuri și atât. Dacă ar fi avut o armă de vânătoare, n-ar fi împușcat atâția oameni. Din punctul meu de vedere, nu e nici într-un caz să devenim toți niște pistolari, să învârtim toți pistoalele pe degete, ci cred că soluția trebuie căutată cu totul în altă parte, plecând de la acest caz. Pentru că dacă acest individ n-ar fi avut pistol, până să se ducă el în Republica Moldova, poate îl prindeau la frontieră cu pistolul, pentru că e trafic de arme și putea să-l prindă. Oricum, cred că am avea mai puține accidente de acest fel dacă ar fi mai puțin posesor de arme în această țară. Ori din punctul ăsta de vedere, eu cred că domnul Ionescu are dreptate, trebuie să facem restricții mai mari pentru posesori de armă. O categorie foarte limitată ar trebui să aibă acces la așa ceva. Domnul Prigoană, dumneavoastră care vă luptați cu mafia drogurilor, eu mă lupt cu o mafie, de exemplu, din administrația publică, unde se fură mai mult și se fac mai mulți bani din administrație și din furt de acolo decât din droguri. Mă lupt cu ei și credeți-mă că n-am nicio armă. O fac așa, cu mâinile goale. Vă spun un lucru. Mafioții cu droguri, domnul Prigoană, până să scoateți dumneavoastră pistolul, s-a dus. A spus-o în direct în această emisiune cu audiență foarte mare la domnul Striblea. Am spus-o că eu nu am armă, n-am nici bodyguard și n-am o teamă că, vezi, Doamne, mafia cu care mă lupt eu acum și din cunoștințele mele, din cunoștințele mele, produc zeci de milioane de euro anual, nu mi-e frică de ei.